Capul, că acolo aveți cele trei mari mănăstiri, Peștera, Derventu și Asfântul III. Ai bine, așa sunt multe, dar astea de bază, unde merg oameni din tot timpul. Acum, care se ce să spun că sunt cu ce. Da, da, a început ceva construcție acolo. Era din ce-o făcut-o, din ce-o făcut-o? Din lemn. Da, 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 da. Și este foarte aglomerat. Apoi părintele la seara cu ce-a făcut? L-a folosit aici până și-a făcut treaba. Urmă l-a trimis, deci mai fă dacă n-ai treaba. Să rămână. Da, săracu. A trecut și el pentru o încercare destul de grea. Da, da, mi-a spus. Da. E, da, trebuie să faci, că dacă lași ceva în urmă, n-ai trăit degeaba. Dar de e un sunt? Loc foarte. Ca acum să nu știu, eu păieniță în stânga, acum exact, de la Dam Crisi. Văd eu acolo mănăstirea Sfântul Serafim de Sarov. Și când intrăm era așa un mic, o mică bă, de asta, un fel de saivan de asta din beton. Și era ghezmatarul ăla sau ce era acolo cu ursul. Și râdeam că maica stație era plecată, nu era nimeni pe acolo. Și am zis, uite, ursul păzăște mănăstirea, Sfântul Serafim face rugăciune. Câți două pliante pus așa pe părete. Da, am fost. Acum au mai pus icoane în plus, care au fost acum varele la groate de lemn, da. Primul lucru cel mai important de pe planeta aceasta este suflet. Omul, dacă n-ar fi avut suflet, nu exista. Sau dacă exista, exista ca animal. Răgea, behăia, tot codăcea ca toate animalele. I s-a dat, în schimb, o voce superioară numită cuvânt, ca să aibă rădăcină în Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu vorbește. Ce ar trebui să ținem noi minte de la cuvânt? Cuvântul este veșnic. Dacă cuvântul este veșnic, și a nostru tot veșnic rămâne. Dacă cuvântul nostru este veșnic, înseamnă că și sufletul e veșnic. Și dacă sufletul e veșnic, înseamnă că e nemuritor. Și dacă sufletul e nemuritor, și noi suntem nemuritori. Și suntem datori să păstrăm cele două echilibre. Dacă facem rău, putem sta veșnic la iad. Dacă facem bine, putem sta veșnic la rai. Spune Scriptura și l-a făcut pe om și l-a lăsat în mâna sfatului său. Cu voie de sine stăpânitoare l-a făcut pe el, bărbat și femeie. Primul lucru pe care noi îl facem ca să ne unim cu Dumnezeu e botezul. Al doilea lucru pe care îl facem să ne unim cu Dumnezeu e mirungerea sau devenim vase sfințite ale Duhului Sfânt. Și spune mai departe în raport de lucrarea duhovnicească că sunt vase de cinste și de necinste. Vasele de cinste sunt sfințe, proroci, apostoli și așa mai departe, mărturitori, mucenicii. Și vasele de necinste, ia ca suntem noi ăștia care azi greșim, mâine plângem, azi îndreptăm, mâine iar greșim și tot așa. Dar, în schimb, ni s-a dat această posibilitate prin cele șapte taine să avem un loc în rai. Și trebuie să le exploatăm din plin. Preoția ne dă Euharistia, botezul și mirungerea, maslul ne dă sănătatea, căsătoria ne dă copiii și familia, și pocăința ne spală și ne șterge din păcate. De-aia Mântuitorul zis, tot ce legați pe pământ e legat în cer. Ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Dar nu așa după urechea lui Ion și al lui Vasile. Și după ceea ce spune biserica, dezlegându-le în numele Tatălui, adică dacă sunt păcate care Dumnezeu știe că sunt canonice, și a fiului care sunt din natura trupească, pentru că e vorba de întrupare și Iisus o lua fiul ca noi să ne scape de păcat și ne-a lăsat un trup care nu mai este chimei de dracu, ci noi îl chimeim pe trup. Cel mai mare păcat pe care îl poate face omul înaintea Dumnezeu e hula împotriva Duhului Sfânt, schimbarea credinței, repădarea adevărului revelat și așa mai departe. Din punct de vedere material, cel mai mare păcat e desfrâul. Și că cine păcătuiește afară de trup, îi se iată. Cine păcătuiește în trup, nu îi se iată. Cu cel ce va strica casa trupului, templul acesta, și eu îl voi strica pe el. Deci ești dator să-ți păstrezi trupul curat, pentru că în el stă sufletul. Deci tu ești o biserică vie
în care sufletul e flacăra, care ține dumnezeirea prin conștiință și prin rațiune și prin cuvânt. Acum, important, rămâne altceva și mai tare. Că această veșnicie a sufletului, această veșnicie a minții, această veșnicie a cuvântului, această veșnicie a trăirii, trebuie să fie împletită permanent cu lumină. Deci românul și creștinul rămâne permanent un fel de acumulator de Duh Sfânt. Serafim de Sarov ne-a spus treaba asta. Rolul creștinului este să agonisească pe Duhul Sfânt. Și noi Duhul Sfânt îl luăm din Euharistie, luăm din rugăciune, luăm din curăție, din sfințenie, din feciorie și așa mai departe. Cel mai tare și mai scurt îl luăm direct din Euharistie, numai că ăsta trebuie luat cu cap și nu cu picioare. A ieșit această modă, nu știu cum a ajuns și prin Constanța sau prin jos. Unii se împărtășesc și în toată ziua, unii și odată pe săptămână, unii și odată pe lună, unii și în patru posturi, unii și mai des, mai rar, fiecare cum îl taie capul, dar el nu-i important când te împărtășești, cum te împărtășești. Deci dacă iei în toată ziua și ești călos, n-ai făcut nimic. Dacă iei odată pe săptămână și ești călos, n-ai făcut nimic. Dacă iei odată pe lună și ești călos, n-ai făcut nimic. Dacă iei odată pe an și ești călos, n-ai făcut nimic. Dacă n-ai iei niciodată pe an și ești călos, tot nimic n-ai făcut. Dar, în schimb, poți să iei o singură dată în an și să fii credincios și să-ți folosești. Deci, prezența Duhului Sfânt în om ține de lucrarea faptelor lui și nu de numărul din părtășani. Prezența Duhului Sfânt în om ține de bunătatea și omenia lui și nu de sfânta părtășani. Prezența Duhului Sfânt în om ține de lucrarea minții lui și a gândurilor lui și a inimii lui și nu de numărul din părtășani. Deci, în concluzie, spune Ioan Gură de Aur, și cel ce se împărtășește des și cel ce se împărtășește rar, nici nu greșește, nici nu zidește, ci poate să-i fie lui spre tămăduirea trupului și a sufletului sau spre o sândă, spune Apostolul Pavel, să se ispitească omul cu sânii, dacă să bea din pahar și din pâine să mănânce, nu care cumva să-și ia lui foc și o sândă. De ce foc? Dacă ești păcătos și te împărtășești, ei bovărnace. Dacă te împărtășești și cu tupeu, și ce înseamnă cu tupeu? Fără rugăciuni, fără post, fără evlavii, fără credință, atunci începi să devii mort sufletește. Noi trebuie să murim păcatului și să înviem lui Hristos, trebuie să murim lumii și să înviem lui Dumnezeu. Și atunci e valabilă această moarte, pentru că ea vine prin botez și prin euharistie. Dacă moartea vine prin lene, eu acum nu le mai spun la babi din ce se uită la televizor, le iau altfel. Zic că uitați să vă dau un pic de citit la psaltirii, dar vă rog să citiți seara după 10, când e ultimul buletin de știri, ca să nu vă derangați programul la televizor. O, nu, părinte, dar nu e o problemă, eu citesc și la 12, înseamnă că mai stă și la un film. Dacă spune părinte, nu mă interesează, eu mă bag în camera mea și mă rog, atunci știu că nu e un televizor de ăsta înraiet, adică în măsură. De ce? Pentru că o leacă dacă vă, ca să poată să intre ei în biserică și noi rămânem pe partea asta altă, biserica e doar. Așa, voi dați-vă în coace, pitiți-vă aici în partea asta. Gata, gata, ți-am făcut loc să poți să-i bagi în biserică. Deci în momentul în care tu ești un bun rugător sau un bun pravilist, tu poți să faci următorul lucru. Să înveți un anumit număr de rugăciuni, să înveți un anumit număr de psalmi, să înveți un anumit număr de acatiste și stând la birou te rogi, stând la masă te rogi, făcând mâncare te rogi, mărgând pe drum te rogi, mărgând cu mașina te rogi, fiind în grădină te rogi, legănând copilul te rogi, stând la piață te rogi. Deci tot ce faci poți să faci, intrați că pentru voi grăiesc a doilea oară. Așa. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că nu rugăciunea contează că o faci, ci cum o faci. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, pururea lauda lui în gura mea. Deci nu e un loc în care să spui, uite acum am tai unghiile și n-am voie să mă rog. Bă, da, mintea poți să roage. Uite acum curți cartofiul, poți să mă rog. Bă, da, mintea să roagă.
Și asta arată că suntem activi. Și asta, fiecare rugăciune e o picătură de Duh Sfânt în noi. Fiecare lingură din părtășani, dacă e însoțită de rugăciune și de post, e o picătură de lumină în noi. Dacă suntem niște putroși de aceea plasmodii, vin și îmi spun, părinte, dar mi-ați dat de rugăciuni, de cinci, dar mi-ați dat de eucatism. Bine, zic, fă două. Nu, părinte, n-ați înțeles, nu pot face eucatismul. Puși vreme rușinii, mie mi-a 10 minute, prea rugăci. Cum poți să te dai creștin și nu citești eucatismul, dar să atunci nu mai are cum să stie Duhul Sfânt în tine, pentru că tu ești într-o lenie continuă. Lenia este păcat de moarte. Trândăvia, uitarea și nepăsarea sunt uriașe sufletului, te omoară nimeni. Așa spune, nefacerea canonului, nefacerea pravilii și nefacerea rugăciunii, Filocalia șase, duce la moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Și îi auzi pe unii care se dau duhovnicești, ei nu știu, eu râd când îi ascult, dar îi las să creadă că așa e cum a spus ei. Și părinte, cred că am o luptă duhovnicească, zic, în ce constă? Vai, când pun mâna pe cartea de rugăciuni, dar mă iau prin chisală ăsta, sigur, e amânarea din tine, e lenea din tine. Ia pune-te tu în picioare în fața icoanei, ia aprinde frumos lumânarea, ia deschide cartea, ia închide ușa în urma ta, ia stai în fața lumânarei, strânge becul să ai lumină difuză care creează cadru duhovnicesc, pune bobița de tămâie și începi să te rogi așa, ușor șoptit, nu s-audă vecinii, faci tu rugăciune în casă, să vezi te mai ia somnul sau lenea. Epopeia cea mai mare care am putut să o văd odată la o rugăciune sporită, era cineva, nu și-o da seama că eu mă uit la el, eram la o aghiazmă sau la ceva, nu știu cu ce ocazie, și cineva s-a retras din grupul de unde stăm noi la masă, o dat drumul la televizor, într-o mână era cu psaltirea, probabil citea un psalm, într-o mână avea telecomanda, stătea așa pe o râlă pe pat, schimba programele, de aici dădea foile la psaltire și de aici mânca semințe. Și am zis, tata, asta e ultimul mod de rugăciune, cel mai tare care l-am putut întâlni. Așa ceva rar întâlnești. Nici eu nu mă pot ruga alu ăsta, să faci tot odată. Să te uiți la televizor, să mănânci și semințe, să te și rogi și să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Deci cea mai tare din toate. De ce v-am spus lucrul ăsta? Acest fel de rugăciune nu știu cât îl interesează pe Dumnezeu. Deci prima treabă pe care trebuie să o țineți minte înainte al Dumnezeu este delicatețea sufletească. Poți să te rogi o mie de ani. Dacă n-ai delicatețea sufletească, Dumnezeu nici nu se uită la tine. Nu intri în casă și scărchinându-te boretii și Tatăl nostru. Poziția în care te prezinți lui Dumnezeu îți dă și evlavia la rugăciune. Prima dată aprins candela sau lumânarea, a doua oară dai tămâia, după aceea faci trei minute să vadă Dumnezeu că tu te-ai concentrat asupra mântuirii tale. Și apoi îmbrăcat, în pijama, dacă ești acasă, dar nu trebuie să ții hainei călcate, dacă ești femeie, îți pui un broboadă de asta subțire pe cap, un zefier de asta fin, ca să fie acoperită, ca așa și Maica Domnului, și încep frumos rugăciunea în liniște cu cheia răsucită în glas, mai 10 minute am treabă. Și cât ai citit un acatist acolo în liniște, bobița de tămâie de parfum, lumânărica îți bate acolo în carticică ca să vezi și aia e cu adevărat primit. Așa dacă ți scoți din fugă și mărgând pe autobuz, îți spui șapte împărate și rești când ajungi la servici, deci șef bârfa n-a făcut nimic. Deci trebuie să-l agonisăm pe Duhul Sfânt, nu numai din... Deci nu numai din împărtășanii, ci și din faptele noastre de zi cu zi. Dai un măr și un biscuit, iar-i Duhul Sfânt. Zici o vorbă bună, iar-i Duhul Sfânt. Faci o faptă bună, iar-i Duhul Sfânt. Mai dai un îndemn bun cuiva, iar-i Duhul Sfânt. Cerți pe cineva dacă faci o greșeală și îl îndrepți, iar-i Duhul Sfânt. Și tot așa drept înainte, până ajungeți la ușa raiului, pregătiți cu o căruță de fapte bune. Bun? Nu, n-am terminat. Ultima care vreau să vă spun. Un călugăr de ăsta mai amărât într-o mănăstire, că n-avea nicio treabă el cu studiile superioare și cu de-astea, el păștea vașile și tătă zoa bătea mătării. O murit. Când a murit, o hoardă de drași în jurul lui. El atât a apucat să zică, Doamne Iisus, să salvează. A venit un înger păzător lângă el, un sac de chetroaie. Și a zis, vezi sacul ăla, e al tău.
Și ce trebuie să facă? Scoate din el și aruncă în draci. Când l-a deschis, era așa ca ouăle de găină, cu trei cruci pe ele, pe toate părțile. Și cum arunca cu ele în draci, pe unii trecea chietele alea, se topea toți draci. Și el a zis, Doamne, ce minune! Și la un moment dat se oprește și zice, Îngere, dar ce fac când se termină pietrele? Dar și tu știi cât ai pus în sac? Păi nu, că ăsta nu-i sacul meu, aici l-am găsit. Ăsta-i sacul rugăciunilor tale și a faptelor care le-ai făcut pe pământ. Zice, ții minte vreodată să fi făcut rugăciuni cu număr, mătănii cu număr, să postești cu număr și să te rogi cu număr? Nu. Ei, dacă fără număr ai pus, fără număr ai să găsești. Dacă ai făcut numai un Tatăl nostru, îți găsești o cheată. Dacă ai făcut numai o mătanie, îți găsești numai o mătanie. Dacă ai făcut fără număr și te-ai rugat fără număr, tot timpul vei găsi înaintea Dumnezeu trecere fără număr. Așa că vă poftesc, l-am încărcat sacul cu fapte bune. Haideți!